Vă găsesc, stimați prieteni, ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Invitatul meu este domnul Radu Simionescu. Bine ați venit, domnule Simionescu. Bine v-am găsit. Nu v-am prezentat întâmplător așa. Dumneavoastră sunteți și consilier municipal, dar dincolo de asta nu mă interesează foarte tare această calitate astăzi. Mă interesează faptul că, iată, împreună cu o echipă ați reușit să faceți din Ploiești un oraș gri, din punctul de vedere al multor cetățeni, un oraș în care nu se întâmplă mare lucru. Ați reușit să faceți ca Ploiești să devină capitala tineretului din România în anul 2024. Ieri s-a semnat și un acord de cooperare pentru a deveni capitala tineretului din România în anul 2024. Mă rog, multe titulaturi. Ceea ce mă interesează și mi se pare mie extrem de interesant și de util este faptul că în Ploiești tinerii vor avea o voce. Vocea lor va fi auzită, că vor fi evenimente multe pentru tineri și poate, într-un final, legislativul ploieștean, administrația locală, se va gândi și către tineret. Și când încep tineret, mă refer doar la 15, 17, 18 ani. Dacă vreți să merg un pic mai departe, la 22, la 24 de ani, după ce termină facultatea, să rămână în acest oraș. Că din punct de vedere demografic, nu stăm tocmai bine. Știu că a fost o muncă care a presupus foarte multă insistență din partea dumneavoastră și a unui grup redus de oameni. Spuneți-mi, vă rog, pe scurt, de unde a apărut această idee că Ploieștiul poate deveni capitala tineretului din România? Bun, în primul rând trebuie spus că prima încercare de a fi capitala tineretului din România a fost în 2017, când am luat bătaie în fața orașului Baia Mare, care a și fost capitală mai târziu. În 2022 am decis, având în vedere niște pași făcuți în spate în ultimii 6 ani, prin care s-au organizat diverse acțiuni pentru ca sectorul tineret să se unească. Aici putem menționa faptul că s-a fondat Fundația pentru Tineret Prahova, o fundație care însumează ONG-urile deci pentru tineret din Prahova, sub deci aceeași umbră. Nu erau unite ca și, da, ca și asociații, da, ca și asociere. Și tot s-a înființat acel Consiliu Consultativ pentru Tineret al Municipiului Ploiești. Un loc în care practic tinerii se strâng, își spun ofurile, problemele sau ce este bine în municipalitate și dau mai departe către executiv. Plecând de aceste două lucruri care s-au pornit din 2017, deci după ce am luat practic bătaie prima oară, da, am dezvoltat sectorul de tineret, am creat, am coagulat practic echipa, pentru că ca în orice domeniu trebuie să coagulezi o echipă și să completezi unul pe altul, să se completeze pentru a putea avea o aplicație, da, cât mai bună. Astfel încât în 2022 am decis să candidăm a doua oară pentru această competiție. A fost ca un paradox într-o perioadă în care Ploieștiul într-adevăr era gri, cu, ține minte foarte bine, criza apei calde și toate cele. Noastră vă țineați de proiecte pentru Ploiești să devină capitala tineretului. Da, dar trebuie înțeles că această candidatură, această aplicație este făcută de tineri pentru tineri și de municipalitate. Municipalitatea este partener. Este acel partener strategic, pentru că știm foarte bine că nu nicio firmă privată, nici un ONG nu deține, nu știu, teatru, filarmonică, partea logistică, stadion, locuri unde se pot face aceste evenimente pe care tinerii le propun. Practic s-a consultat această aplicație pe trei etape, am avut trei etape de selecție, ultima fiind la Cluj în septembrie 2022, moment în care în fața unui juriu format din 23 de persoane apolitice din diverse domenii, dar care lucrează pe tot tineret, fie că vorbim, nu știu, de Fundația UiPath, fie că vorbim de Consiliul din România, de Fundația Națională pentru Tineret din România și mai departe. Deci persoane care au expertiză în acest sector, o echipă formată din 5 persoane care reprezintau municipiul Ploiești, au susținut candidatura pentru ca mai apoi să fie declarați câștigători. De ce am fost declarat câștigător? Fiindcă au dorit tinerii sau fiindcă Ploieștiul merita? Pentru că am prezentat un concept care a fost câștigător. Ce concept ați prezentat, domnul Simionescu? Asta trebuie înțeles. Acum eu, încă o dată, nu sunt răutăcios, sunt ploieștean jet-be-jet. Sunt băiat de asfalt, cum se zice, născut, da, și crescut aici. Nu am nimic, dar ce concept ați prezentat în 2022? Eu cred că ați prezentat așa idilic. Domne, Ploieștiul nostru, că suntem și orgolioși, n-aveam apă caldă, dar eram foarte orgolioși. Adică să nu zică cineva ceva de Ploiești, orașul nostru, patria lui Caragiale. S-a propus un concept pentru următorii trei
către 5 ani. Aici înseamnă că am propus și ne-am asumat un număr de 366 evenimente în 2024. Ne-am propus un număr de evenimente pe care să le testăm în 2023, unele dintre acestea deja desfășurându-se. Și ne-am propus ca după 2024, când se încheie anul capitalei, să avem evenimente care să rămână, evenimente recurente. Pentru sustenabilitate. Aveți o idee? La momentul actual, în 2023, pentru că am făcut o situație, avem 231 de evenimente pe care le-am desfășurat. Când spun că le-am desfășurat, înseamnă că ori le-am organizat noi, ori am fost parteneri. Sunt 231 de evenimente. Mai mici sau mai mari. Că putem vorbi, nu știu, despre conceptul caritabil care a fost pe stadionul Ilie Oana, unde am fost parteneri. Că vorbim de evenimentul de retromobil, unde l-am organizat și unde sunt evenimente unde au fost mii de oameni. Că mergem spre, nu știu, spre Gradinetului Prahovean, care a fost un eveniment unic al Lusului Prahova, pentru prima oară s-a premiat nu doar nota de 10, s-a premiat non-formalul, s-a premiat acei tineri care fac lucruri de bine, acei organizații care fac lucruri bune. Sunt evenimente care poate nu au fost atât de mari, dar care s-au simțit la nivelul celor care trebuia să se simtă. Pentru că, în final, ceea ce facem noi este despre tineri pentru tineri. Deci anul viitor vor fi câte 300? 366 de evenimente. În fiecare zi. Acesta este concept, dar nu înseamnă că în fiecare zi, înseamnă poate să fie normal, într-o zi și 3-4 evenimente. Da. Vă propuneți, acum prin mingea la firou, propuneți și un eveniment, există posibilitatea, toate condițiile necesare, dacă vreți și financiare, și logistice, astfel încât Ploieștiul să găzduiască un super eveniment despre care se vorbească la nivel național și poate chiar regional în sud-estul Europei, să poate așa ceva? Da, avem gândite și suntem în desfășurare cu să avem minim 12 proiecte la nivel național, care să fie practic unul pe lună, care să aibă o anvergură națională și încercăm să avem măcar 3 internaționale. De exemplu, la anul, în iulie, vom avea campionatul european de tir cu arcul. European, care însemnează 400 de tineri din toată Europa. Care unde va avea loc? Este stabilită locația? Sau? La hipodrom, pentru că e cea mai bună zonă. Deci unde campionatul se poate... european de tir cu arcul s-a desfășurat la Ploiești, la hipodromul din Ploiești, 400 de participanți din întreaga Europa. Exact. De exemplu, acum vom aduce în perioada următoare, pe domeniul sportiv, etapa de Cupa Mondială de Freestyle Kickboxing, unde la fel vin 400 de tineri care practică acest sport, care vom întâlni la Ploiești și va fi la Sala Sporturilor, Olimpia. Deci avem tot felul de evenimente pe care le vom organiza. Vom aduce la Ploiești în septembrie sau în octombrie la anul Summitul Tinerilor și Gala Tinerilor din România. Asta ce înseamnă Summitul Tinerilor? Summitul Tinerilor este un eveniment care tot european, la nivel european este? Nu, din România. Este un eveniment care se desfășoară anual, unde toți factorii decizionali la nivel de tineret, vorbind de atât guvernamental cât și civic, se întâlnesc într-o locație timp de o săptămână și dezbat. Totodată, la finalul summitului se încheie cu gala prin care cele mai bune proiecte, deci pentru tineret, se premiază. Spuneți-mi, o procedură foarte clară, în fine, transparentă. Spuneți-mi, vă rog, tocmai fiindcă proiectul este unul foarte ambițios, sună foarte bine, spuneți-mi, vă rog, cum au percutat, cum au reacționat agenții economici, administrația locală, administrația județeană, toți factorii implicați, astfel încât evenimentul desfășurat pe parcursul unui an întreg, adică nu este un eveniment de o săptămână, să zici, ne chinuim o săptămână, tragem. Nu, un eveniment desfășurat tot anul 2024. Astfel încât Ploieștiul, într-adevăr, să aibă și bile albe la nivel național și, de ce nu, internațional. Trebuie înțeles că în momentul aplicării de candidaturii finale, până a merge la Cluj la susținerea candidatura, am avut scrisori de susținere din partea primăriei Ploiești, bineînțeles, a Consiliului în Prahova, cât și a parlamentarilor de Prahova. Deci tot facem de general. Și parlamentarii de ce ți-au nevoie? Indiferent. Pur și simplu ca susținere, așa că sunt parlamentari de Prahova și este normal, în vechi, este un eveniment național la care orașul lor sau orașul din județ pe care îl reprezintă o să fie candidat din Rădurii, este normal ca ei să facă tot ce le stă în putere pentru ca în 2024 Ploieștiul să fie ceea ce înseamnă că avea tineret. Înseamnă că toate evenimentele de tineret la nivel național să fie la Ploiești. Deci Primăria Ploiești și Consiliul Municipal Ploiești. Primăria Ploiești este partenerul pe semne strategic, cum i-a spus dumneavoastră. Normal. Evenimente vor fi la filarmonică, la teatru, pe stadion. În toate locațiile din Ploiești. Nu înseamnă că nu putem folosi o locație care este a altcuiva decât a Primăriei Ploiești. Normal că dacă avem nevoie de Palatul Culturii, care știm că nu este al Primăriei Ploiești sau de Sala Europa, Consiliul Județean, prin baza acestui parteneriat, la dispoziție locațiile.
Revenind, m-ați întrebat despre mediul de afaceri. Da. Mediul de afaceri a acționat impresionant de bine. Pentru că au înțeles că ceea ce facem este pentru viitor, pentru viitorul copiilor. De ce spuneți pentru viitorul copiilor? Pentru că practic noi acum, în 2024, punem niște semințe. Chiar credeți că acest eveniment de anul viitor... Aceste poate... evenimente... Nu, anul viitor. Da. Eventual, cele 366 da. De evenimente pot fi un T0, poate fi un moment de nou început? Consider că este o șansă pentru o generație. Dacă ratăm 2024, ratăm o generație. Și o spun cu mâna pe inimă și cu 100% încrezător în chestia asta. Dacă ratăm 2024 și ne vom bate joc de 2024 pentru ceea ce înseamnă capitatea din România la Ploiești, ne bate în joc de o generație și de generația care vine în spatele meu. Pentru că este evident, Ploiești este în 2024 capitală și o să mai avem această șansă poate peste 30 de ani. Când inclusiv copiii mei vor fi depășiți de vârsta de a mai fi în acest sector. Și când spunem tineret, nu ne referim că facem evenimente doar pentru tineri. Facem evenimente de și pentru tineri. Asta înseamnă că facem evenimente cu tineri unde pot participa și oamenii peste 35 de ani. Pentru că evenimentul tineret înseamnă 14-35 de ani, ca să vorbim în termen european. Evenimente face foarte bine și chiar a venit să ne sprijine și s-a simțit suportul lor la evenimentele pe care le-am făcut. Fără a condiționa sau fără a avea anumite pretenții. Pentru că și ei, ca și noi, au ceea ce a spus dumneavoastră la început. Trebuie să creăm premisele ca tinerii să se întoarcă. Noi nu suntem un oraș capitală cum a fost Timișoara, sau cum a fost Clujul sau Iașu sau Constanța. Orașe care sunt centre universitare. Noi trebuie să convingem... Acum se pare că vom încercăm să devenim așa... La momentul actual, Suntem un oraș unde tinerii, și se vede și în voluntari, unde tinerii, când termină liceul, majoritatea pleacă către centrele universitare mari din țară sau în afară. Noi trebuie să creăm acele premise ca acești tineri să se întoarcă, să aibă acele, cum spune, legacy, acele legături care să-i facă să dorească să se întoarcă în țară pentru că au ce face, pentru că au niște evenimente culturale, au niște evenimente sociale. Se întâmplă lucruri, sunt niște politici publice care îi ajută. Mă referiți la acele evenimente care doriți să rămână în Ploiești. Dorim să creăm și un și după 2024. Exact, și dorim să creăm și un stil de lucru și de viață, pentru că de exemplu, am reușit pentru prima oară în istorie la municipiul Ploiești să demonstrăm că putem avea primăria poate să ofere un buget mai mare către ONG-uri. Și s-a oferit un buget de 13 ori mai mare decât în ultimii 10 ani, ceea ce a fost un mare pas. Capitala europeană, toată lumea o să spună, domne, eu îmi doresc ca și după aia să rămână același buget. Siguranță. Suntem capitala tineret națională, iar dacă totul iese bine, vom putea depune candidatură pentru capitala europeană. Spuneți-mi, bă, capitala europeană la nivel... Sunt multe și o să vă propun să tot facem, da. Fiindcă mai ales în fața unor evenimente mari, să ne întâlnim, fiindcă e important pentru public. Spuneți-mi, vă rog, mari agenți economici. Da. Haideți că trebuie să spun, rachinăriile, despre care se știe că sunt multinaționale, că au o cultură a comunității, teoretic, în practică, în alte țări, dar și ele, în cartea lor, la multinaționale, scrie, domne, implică-te în viața comunității. Sunt implicate în acest proiect? Avem discuții cu ele, dintre care nu voi da nume, dar una dintre ele a și deja început să doneze. Puteți să spuneți că nu e nicio problemă. Cea care a făcut. Am văzut BCR-ul. Eu nu mă feresc, fiindcă știți de ce nu mă feresc de reclamă, de publicitate la această emisiune, în acest dialog, fiindcă faptul că sunt agenți economici mari, bănci, care doresc să-și asocieze, să se numele cu Ploiești Capitala Europeană, doresc să financeze, doresc să apară, să contribuie la acest eveniment de un an de zile, mie mi se pare lăudabil. Adică BCR-ul este un partener strategic, de exemplu, care inclusiv oferă un premiu care ne-a oferit de 50.000 de euro. 50.000 de euro? Da. Premiu a fost deja acordat sau urmează? În baza protocolului de ieri, da, se va acorda premiu în 2024, da, punctual pe proiecte. Dar oferă 50.000 de euro în bani. Pentru cel mai bun proiect? Nu, pentru o listă de proiecte pe care noi le înaintăm către ei și ei spun, astea le vom finanța. Ah, ok. Avem operatori economici, poftim, Petromul. Strategic, chiar. Nu strategic, BCR-ul e strategic, da, că este partea capitalei. Petromul, care a donat mobilier pentru centru de tineret. Iarăși este un lucru care a apărut o altă candidatură aceasta. Avem în sfârșit un centru pentru tineret. O casă tineretului unde tinerii se întâlnesc
pe diverse săli și pot dezbate probleme, pot avea un centru comunitar. În momentul actual, loc comunitar pentru tineri a se întâlni erau doar bisericile. Altceva nu aveam. Ceea ce alte orașe din România sau din Muntenia, ca să mergem spre Ardeal, sunt în lumină departe. Spuneți-mi, am atâtea întrebări, există un concert wow la anul? Vorbeam cu noastră la un moment dat despre povestea din spatele Untold. Da. Nu știu dacă vorbeam oficial sau neoficial, dar există vreun concert la anul care doriți să rupeți gura târgului, cum se spune, să vină tineri din Cluj, din Constanța, din București, la Ploiești? Suntem în prim proces de organizare a unui festival, cum este Antoldu, care să fie normal în perioada de vară. Încă stăm să gândim care este weekendul ideal, pentru că trebuie să vedem celelalte evenimente care sunt în țară. Să nu ne călcăm pe bătături, cum s-ar spune. Și da, va fi un eveniment care... Va fi vârf sau va fi un concert așa ca la zilele orașului? Cred că va fi la crem de la crem. Va fi comparabil pentru o seară măcar cu ceea ce e la Untold? Acolo vă propuneți? Nu putem spune acum să ne comparăm cu Untold 2023. Ne putem compara cu Untold 2015, prima ediție. Dar da, scopul acesta este să crească de la an la an, de la ediție la ediție, astfel încât să devină un reper. Spuneți-mi, vă rog, ultima întrebare, dar extrem de importantă. Tineri, vorbim despre tineri. Eveniment făcut de tineri, pentru tineri, da. Și mai ales, și apropo de acele semințe, pentru viitorii tineri, dacă mi este permis această exprimare. Este important de înțeles că candidatura, și practic eu sunt cel mai mult dintre tineri, care am 35 de ani, dar echipa în spate, cei 200 de voluntari, peste 200 de voluntari înscriși, care contribuie, deci, tineri care doresc să contribuie, care contribuie la să fie remunerați, exact, fără nicio condiție, care contribuie la evenimente, care participă la cursul, pentru că 2023 a fost și un an al învățării, nu-i așa, lume, pentru că nu e o rețetă pe care o cunoaștem. Și noi, cei mai în vârstă, acum învățăm cu ei. A fost un an în care ei au fost la cursuri, au scris proiecte. Avem peste 25 de proiecte aprobate pe diverse linii de finanțare, că vorbim de linii de finanțare europene sau naționale. Proiecte care se vor desfășura în 2023 sau în 2024. Vorbim de cursuri, vorbim de concerte, seri tematice, etc. Sunt evenimente care se vor desfășura în 2023 și 2024. Sunt proiecte și în continuare scriu proiecte pentru următoarele apeluri de proiecte care vor fi până la finalul anului. Deci suntem într-un întreg proces de construcția unui calendar în care, cum spuneam, vom avea minim 300 de evenimente. 200 de tineri este nucleul de bază, da? Dur. Suntem peste 200 de tineri și în continuare avem solicitări, dar trebuie să ne vedem cu fiecare în parte. Despre Ploiești. Așa, că vor să contribuie să schimbe orașul din gri. Vor să creeze un mediu în care să aibă un să se întoarcă. Și tot timpul le spun că este șansa lor și este șansa noastră a unei întregi generații, și a dumneavoastră, și a mea, și a celor care ne ascultă și ne văd, de a scrie istorie. Și ce mai important, ei, noi, scriem istorie în 2024. Dacă ratăm 2024, ratăm șansa unei generații. Mie mi se pare extrem de interesant și evident că dumneavoastră sunteți și voi susține, dumneavoastră sunteți acolo prin cu tinerii, puteți mișca lucrurile, dar eu voi susține necondiționat ca și după 2024, dacă rămân 10 evenimente anuale la Ploiești, tot este mare lucru. Adică este un oraș mort sau aproape mort și în acest punct de vedere al evenimentelor și nu mă refer la concerte aici. Nu numai la concerte. Numai la concerte. Da? Mă refer, dar tinerii cum îi simțiți? Îi simțiți optimiști? Foarte optimiști, foarte deschiși, iar senzația pe care am avut-o după cele două evenimente mari de astă vară, că vorbim de concertul caritabil sau că vorbim de evenimentul de la Hipodrom, a fost acea dorință că în sfârșit orașul lor se ridică la nivelul așteptărilor celorlalte orașe și că își doresc astfel de evente cât mai dese. Și asta am văzut și la oameni. Faptul că lumea a fost deschisă să participe la evenimente, să vină cu familia, cu copiii, să se joace, să-i facă plăcere și să stea până târziu în noapte. Am avut un exemplu foarte, mi s-a părut genial, la Hipodrom, unde nu există nocturnă, de exemplu, și oamenii au stat până la 12 noapte pentru întuneric. Doar pentru atmosfera aia de sărbătoare, de petrecere, de a vedea niște mașini frumoase, tunate, istorice și așa mai departe, fiecare povestea lui, dar pentru a petrece timp. Ceea ce pentru asta lucrăm și pentru asta dezvolt. Tot timpul le explic
colegilor mei și voluntarilor faptul că eu am un copil de 5 ani și îmi doresc ca peste 14 ani copilul meu să aibă șansă să aleagă. Să aleagă să rămână în țară, să aleagă sau să plece, dar să aibă de unde să aleagă. Chiar dacă... așa mult credeți în acest proiect că poate fi un moment de cotitură, da. 2024? Din punctul meu de vedere, și eu îmi pot juca întreaga carieră pe această temă, consider că dacă 2024 nu facem nimic, suntem eșuați. Vom fi un oraș eșuat așa cum... Dumneavoastră ce spuneți de fapt ploieștenilor? Haideți să ne implicăm fiecare. Trebuie să înțeleagă că este un proiect comunitar. Nu este, asta și vreau să spun de la început. Nu este un proiect al unui partid politic sau unei guvernări politice. De aceea și toți au fost de acord. Unde sfânta anul electoral? O să fie foarte greu. Dar așa cum am spus-o mereu, în momentul în care voi simți că proiectul devine politic, eu îmi dau demisia. Și am menționat-o și mă mențin. Tinerii, dacă vor să mai creadă în viitoarele generații, trebuie să înțeleagă că ei asta vor să vadă, că oamenii politici sunt către comunitate, nu către interesul lor. Iar în momentul în care eu, dacă vreodată voi face să le spun mâine votez cu X sau cu Y, în momentul ăla ei primul mă mai cunosc. Poate fi o variantă, evident, cu tot respectul față de actorii politici, nu au ce călca, nu au de ce să vină și nu au niciun eveniment. Ei pot participa, la nimeni nu am îngrădit tot timpul când facem evenimente, trimitem invitații la toate partidele politice. Dar să stea în sală, nu pe scenă. Metaforic, așa vorbim, da. Și nu numai metaforic, și la propriu, dar mi se pare extrem de important ca proiectul să rămână apolitic. Da. Pentru că este un proiect al tinerilor, electoral. Pot fi, sper, și cu ajutorul presei și cu ajutorul, mai ales acolo, la noastră se întâmplă, să rămână apolitic și politicienii să-și vadă de campania lor, dar să nu se atingă de o proiecte atât de important pentru tineri din Ploiești și nu numai, și pentru ploieștii din urmă. Pentru comunitatea, spuneam, pentru că noi creăm niște evenimente care, amândouă majorităților, vor fi ale comunității, nu ale tinerilor, pentru că dacă facem un concert care crește de an în an, dacă facem un eveniment cum a fost cu retromobilul, sunt pentru întreaga comunitate. Că nu punem baie și fost acolo și cerem buletinul. Atâta dorință, ăsta e un semn foarte clar. Ploieștenii doresc să iasă din casă. Da. Ploieștenii doresc ca ONG-uri, ca administrația locală, ca administrația județeană să ofere agenții economici, să le ofere motive să iasă din casă în weekend. Adică, vorba aia, tragi cu turnul și nu e nimeni prin centrul Ploieștiului. Eu pot să vă spun că mai avem 3 luni jumate până la finalul anului și până la finalul anului o să fie foarte multe surprize, iar 2024 o să fie de senzație. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Radu Simionescu, ne vom reîntâlni. Cu siguranță. Vă propun chiar să și împreună cu colegii dumneavoastră să ținem legătura astfel încât oamenii să afle, oamenii să știe, să popularizăm aceste evenimente și pe de altă parte să-i facem ploieșteni să realizeze că este evenimentul lor, este sărbătoarea tinerilor din Ploiești și cât mai mulți tineri să vină să implice în toate acțiunile, ca să creeze o stare de spirit, de fapt. O stare de bine. Da. Să se înțeleagă ploieșteanul că 2024 o să fie sărbătoarea ploieștinilor. Și aia trebuie să fie. Așa să vă audă Dumnezeu. Vă mulțumesc mult de tot. Sunteți un optimist și pe de altă parte e clar că noastră credeți foarte tare în acest proiect. Este un proiect greu, este un proiect, dar care nu este imposibil de realizat. Vă mulțumesc pentru participare, ne vom reîntâlni curând. Succes! Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. O ediție specială, dragi prieteni, 2024 așa, dar capitala Ploiești va fi capitala tineretului. 366 de evenimente. Trebuie să le susținem. Dacă dorim să schimbăm ceva în acest oraș, dacă vreți și ca stare de spirit, trebuie să le susținem. Ne vom revedea în curând. Rămâneți sănătoși!